Modul în care se lucrează în Deva la realizarea pistei de biciclete și reabilitarea trotuarelor aferente bulevardelor Decebal, 22 decembrie și zona adiacentă, pare mai mult haotic decât bine coordonat. Devenii se plâng la aleșii locali, aceștia discută subiectul la capitolul diverse și problemele devenilor rămân scrise pe hârtie până la următoarea ședință. Echipa Hunedoara 1 TV a pornit pe urmele reclamațiilor făcute de cetățeni. Locuitorii din zona Cecului spun că trotuarul a fost spart în urmă cu mai bine de o lună, după care nu s-a mai făcut nimic. În 30 de zile s-a lucrat concret doar 5 zile. Ba mai mult, susțin că muncitorii habar nu au ce trebuie să facă. Sesizarea locuitorilor se confirmă. Astăzi, 9 noiembrie 2023, un singur muncitor în zona Cecului, în pauza de masă și care, dacă nu era pe rețelele de socializare, probabil consulta proiectul de lucrări pe care trebuia să le facă în zonă, despre care oricum nu știa nimic. Nu știu să vă spun. Nu știți să ne spun. Nu vi s-a spus că trebuie dat în folosință până la data de? Nu știu, nu știu. Vorbiți cu șefii, nu cu mine. Nu știu să vă spun. Mai fi un cuptit așa în matinea. Momentan numai eu. Ne-am întors la 12:35. Așa cum ne-a spus băiatul care era în pauza de masă, e tot în pauză de masă, se pare, nu e al muncitor, am înțeles că pauza de masă a fost între 12 și 12.30. Nici la această oră nu găsim al muncitor, decât doar unul care se pare că până la urmă păzește utilajele. Deveni și nu numai se lovesc de lucrările anapoda la tot pasul. Vă place că e, uite, e nouă. Da, e tot cu trepidături merge. Nu înțeleg. Adică în momentul în care rulați cu bicicleta pe ea, da, se... Da, mergi pe calea ferată. În toate zonele unde e gata? Să zicem că aici poate nu-i făcută recepția și nu sunt încă fixate. Dar sunt în alte părți unde e gata. De la piață, cum vii încoacea, tot așa e. Pe dalele astea care puse așa, nu. Era mai bine dacă puneam un asfalt sau ceva, că era o linie perfectă, dreaptă, de rulare, dar așa. De acolo, dacă vine, omul obligat trebuie să treacă pista de biciclete. Deci, văd bine. Da. Și măcar dacă o făcea un pic în semi-arc așa, ca să aibă omul să treacă direct de acolo, nu să treacă pe vista de biciclete. Păi nu. Un lucru de mântuială făcut. Încerc o variantă. Vin de pe trecerea de pietoni, ca să înțeleagă toată lumea. Singura cale de acces este pista de biciclete. Dacă vin din această parte, tot pe pista de biciclete ajung, și în momentul în care va fi cimentat, iar din această parte, unde se pare că se vrea să fie trotuar și acum încă n-a fost terminat, nu cred că voi putea să nu ajung pe pista de biciclete. Aici cred că s-au încurcat culorile, poate s-au încurcat culorile la dale, nu știm, vedem. O să aflăm secretul când va fi gata. Suntem așa de mulți proști și cu niște bani când avem din ce, nu facem ce trebuie. Și ce este, ne apucăm să rupem, să strângem. Ar fi bun bătut pe ele, pe persele alea sensibile toți, că nu a fost unul între ei întreg la minte să facă ce trebuie pentru aia mici care nu au. Rămâneți aici. Da, da. Asta e culmea, n-am crezut că ajungă la televizor din cauza asta. Ar fi multe de zis și multe de făcut. Pentru toată lumea e bine oricum. N-au tragere de inimă oamenii, lucrează în apă, dar nu. Dom'le, când faci ceva, fă din inimă, să-ți placă și ție când faci ceva. Hai. Nu să facem așa aiurea de mântuială. Asta e părerea mea. Aveți părere? Pentru că-s bătrână, nu! Asta am fost! Dar vorbesc în general, Ian. N-am văzut un lucru făcut ca lucru.
când veteam cum faci cu mătură, draga. Pe aici, 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 pe